Viața ca extaz, de Ellen Watts. Fragment în lectura actorului Nae Alexandru. Arta de a simți. Expresiile pe care am fi tentat să le folosim pentru a descrie o minte calmă și deschisă sunt în marea lor majoritate termeni depreciativi. Aiurită, nepăsătoare, neatentă, flușturatică, nehotărâtă. Acest lucru sugerează oarecum frica noastră înnăscută de a relaxa spasmul cronic, cu ajutorul căruia conștiința acaparează realitățile vieții și controlează lumea. Nu este surprinzător că ideea unui tip de conștiință, care nu este precisă și selectivă, ne inspiră o teribilă anxietate. Suntem total convinși că asta ar echivala cu regresia către o presupusă stare de confuzie senzorială, proprie copiilor mici și animalelor, care ne-ar face să nu mai putem deosebi susul de jos și ne-ar expune pericolului iminent de a fi călcați de o mașină imediat ce ieșim în stradă. Tipul de conștiință mărginit, liniar, firul de impresii stocate în memorie, reprezintă mijlocul ce ne permite să avem percepția ego-ului. Acest tip de conștiință ne face să simțim că există un gânditor în spatele gândului și un cunoscător în spatele cunoașterii. Un individ care se află la adăpost de panorama mereu schimbătoare a experienței pentru a o ordona și a o controla cât de bine poate. Dacă ego-ul ar dispărea sau mai degrabă ar fi privit ca o ficțiune utilă, nu ar mai exista dualitatea dintre subiect și obiect, experimentator și experiență. Ar exista pur și simplu un continuum, un flux al experimentării care se mișcă de la sine, fără percepția vreunui subiect activ care îl controlează sau al unui subiect pasiv care îi suportă acțiunile. Gânditorul va fi privit doar ca seria gândurilor, iar cel care resimte senzațiile, sentimentele, doar ca aceste senzații, sentimente. După cum spunea Hume în Tratatul asupra naturii umane: cât despre mine, când pătrund în intimitatea profundă a ceea ce numesc eu însumi, dau întotdeauna peste anumite percepții specifice, căldură sau frig, lumină sau umbră, dragoste sau ură, durere sau plăcere. Niciodată nu pot să mă surprind pe mine însumi, neînsoțit de o anume percepție. Nici nu pot observa altceva decât percepția. Nu suntem decât o încrengătură sau un angrenaj de percepții diferite, care urmează una alteia cu o rapiditate incredibilă, aflându-ne într-o curgere și mișcare perpetue. Însă, asta este tocmai lucrul de care ne temem: pierderea identității și integrității umane într-un șuvoi rapid de atomi. Argumentând împotriva conceptului de sine ca o substanță de ordin metafizic sau psihic, Hume nu a avut ce altă concepție să adopte decât aceea a încrengăturii sau angrenajului de percepții intrinsec separate, căci el își traducea experiența în termenii disjuncți ai gândirii liniare. El susținea că toate impresiile noastre sunt diferite și distincte, putând fi separate unele de altele, putând fi considerate separat și putând exista separat fără a avea nevoie de ceva care să le fundamenteze existența. Deși a sesizat ficțiunea ego-ului substanțial și separat, el a fost incapabil să vadă ficțiunea lucrurilor sau percepțiilor separate pe care ego-ul, ca un tip de conștiință specific, le abstrage din natură. După cum am văzut, lucrurile inerent separate pot fi ordonate doar într-o manieră mecanică sau politică, astfel că în lipsa unui ego real în care impresiile sunt integrate și ordonate,
experiența umană este livrată ordinii mecanice sau haosului. Dacă lumea naturală nu este formată nici din lucruri văzute de un ego, nici din lucruri dintre care unele sunt senzații agluntinate la oaltă într-o manieră mecanică, fiind un câmp de relații organice, nu trebuie să ne temem că dezordinea este singura alternativă în afara ordinii politice sau mecanice. Prin urmare, fluxul experienței umane nu ar fi ordonat nici de un ego transcendent, nici de un Dumnezeu transcendent, ci de el însuși. Dar de obicei, asta este tocmai ceea ce înțelegem printr-o ordine mecanică sau automată, de vreme ce mașina este definită ca ceea ce merge de la sine.